La începutul poveștii, profesoara Rina stă pe un pod cu bare care leagă două campusuri. Deodată este împinsă la pământ. În timp ce Rina cade, zărește o mânecă de uniformă școlară aparținând atacatorul ei. Cu viața trecându-i prin fața ochilor, Rina citește bandajul de pe mânecă. Acesta scrie: clasa D. Felicitări pentru absolvire. Se întreabă de ce ar vrea cineva să o omoare când și-a dedicat întreaga viață elevilor săi. Rina își dorește să nu moară, iar într-o clipă viața ei trece prin fața ochilor și în momentul următor se trezește transportată cu un an în urmă. Acum stă din nou în fața clasei de 30 de elevi. Tremurând de frică, citește tabla pe care scrie 6 aprilie 2023. Acum, înarmată cu cunoștința că unul dintre ei va încerca să ia viața într-un an, Rina este hotărâtă să descopere adevărul din spatele morții premature și să schimbe soarta care o așteaptă. În aceeași zi, se tot gândește la incident și la noua viață. În timpul orilor și al ședințelor de personal, gândurile ei se învârt în jurul modului în care vede lucrurile care s-au întâmplat cu un an în urmă. Acest lucru confirmă că Rina este acum în trecutul ei. Rina se întâlnește cu una dintre elevele ei, Uguri Kanao, în afara biroului său. Ea îi spune elevei că poate veni oricând să discute problemele sale. Rina face o descoperire șocantă când ajunge acasă și își vede soțul. Își amintește că soțul i-a divorțat de ea, dar el este încă aici. Acest lucru se întâmplă pentru că Rina este acum în trecutul ei. Pentru a evita incidentul de crimă care îi se va întâmpla în viitor, ea încearcă să devină o profesoară bună pentru elevii ei și le oferă ajutorul său. Cu toate acestea, elevii își bat joc de Rina pentru acest comportament și chiar o exploatează. De exemplu, Kochiya vrea ca ea să-i marcheze toate absențele ca fiind prezente. La fel, Yosuke Ryo îi cer un împrumut de 500.000 de yen pentru că nu-și poate permite taxele școlare. Cu toate acestea, el cheltuiește toți acești bani pe băuturi și karaoke cu prietenii săi. Toate aceste incidente o întristează pe Rina și se gândește că ar trebui să renunțe la gândurile de a face elevii fericiți. Cu toate acestea, dacă nu-și ajute elevii, unul dintre ei va încerca să o omoare în viitor. Acum ea este hotărâtă să-și ajute elevii. Prin urmare, Rina o cheamă pe Yaguri Kanao în sala de pregătire a chimiei și o întreabă dacă are probleme cu elevii. Deși Yaguri încearcă să nege, Rina o confruntă. Știe că Yaguri va înceta să mai meargă la școală pe 23 mai 2023. Va fi moartă în acea zi. Cu toate acestea, Yaguri continuă să nege toate aceste lucruri. În scena următoare, Yaguri Kanao merge la clasă. Toți elevii sunt acolo și presupun că Kanao s-a plâns de comportamentul lor rău la profesoară în sala de chimie. Prin urmare, îi impun restricții la 3 materii pe care nu le va citi și va pica. Cu toate acestea, Rina era prea vicleană pentru elevi. A ascuns un recorder în geanta lui Yaguri și a instalat 8 camere în clasă. Prin urmare, a surprins cruzimea elevilor. Cu ajutorul tuturor dovezilor, îi face pe elevi să mărturisească. Cu toate acestea, Rina nu își pedepsește elevii. În schimb, este hotărâtă să învețe etica morală. La întrebarea Rinei, Yaguri își împărtășește povestea despre cum hobby-ul ei de modeling a transformat-o într-o țintă de râs pentru elevi. Mai mult, ea povestește și cât de rău au rănit-o elevii, ascultând poveste în fața tuturor elevilor. Rina o consolează pe Yaguri și promite că îi va da tot ce își dorește. După aceasta, Rina merge acasă. Își amintește că aceasta este ziua în care soțul i-a divorțat de ea în trecut. De îndată ce Rina intră în casă, el îi cere să se așeze pentru că vrea să discute ceva important. El menționează că această viață este peste înțelegerea lui și nu poate găsi niciun confort în ea. Prin urmare, se gândește la divorț. Cu toate acestea, acest pas este prea mare pentru a fi luat. În loc de divorț, cuplul decide să trăiască împreună timp de 3 luni. După aceea, merge cu prietenii la un club de bowling pentru a uita de supărarea provocată de soțul ei. Pe drumul spre casă, doi tâlhari încearcă să-i smulgă geanta Rinei. Cu toate acestea, ea nu-i lasă să facă asta. Îi recunoaște ca fiind elevi ei și îi fug după ce aud asta. Rina știe că hoții sunt elevi ei din cauza mișcărilor lor amatoare și a pantofilor școlari. De teamă de a fi ucisă de unul dintre elevi ei, merge acasă și observă pe elevii care ar fi putut să-i smulgă geanta. Ajunge la numele a doi elevi. A doua zi, Rina o întâmpină pe Yaguri Kanao cu căldură. Acesta îi mulțumește Rinei pentru că a luat atitudinea pentru el în acea zi. De altă parte, elevii suspicioși formează acum un grup împotriva profesoarei și vor să distrugă toate dovezile pe care le are profesoara. În scena următoare, Yosuke și-a luat un alt loc de muncă part-time. Condițiile familiei sale suferă foarte mult, deoarece toți banii sunt luați de mama sa și ea nu îi hrănește bine. Sunt de asemenea datori din cauza activităților mamei lor. Yosuke îi spune mamei sale că a folosit banii pentru admitere, ea îl tratează prost, îl etichetează egoist și nepăsător față de frații săi. Acest lucru îl doare pe Yosuke pentru că nu este lăudat, deși face atât de multe. La
întâlnirea zilnică cu Rina, Yaguri își arată îngrijorarea față de Yosuke. Ea crede că ar putea fi în pericol, deoarece se verifică în oglindă la fel cum obișnuia Yaguri să își ascundă rănile înainte de a merge acasă. Acum Rina decide să-l ajute și merge la casa lui. Acolo descoperă că sunt multe produse de machiaj și haine de femei. Presupune că toate aceste lucruri aparțin mamei lui Yosuke și a cheltuit toți banilor pe ele. A doua zi, Rina stă cu Yosuke și îl confruntă cu priviri la problemele sale. Furios și reticent, el arată că nu sunt dificultăți, dar Rina îi spune că i-a vizitat casa și știe cauza principală a problemelor din viața lui. Yosuke este încăpățânat și nu-i place acest comportament al profesoarei sale. El fuge de la locul respectiv și se oprește la magazinul unde și-a început de curând al doilea loc de muncă part-time. Proprietarea magazinului este foarte amabilă, închizând afacerea doar pentru a asculta problema angajatului său, Yosuke. Ea ascultă povestea și îi plătește niște bani ca avans din salariu. Yosuke se întoarce acasă cu bani, intenționând să-i plătească pe cămătare care îi amenință familia. Speră că astfel familia se va putea continua să locuiască în casa lor. Astfel, el poate rămâne la școala actuală. Totuși, mama sa are alte planuri. Ea intenția să folosească banii pentru propriile scopuri, pentru a cumpăra lucruri pentru ea și pentru casă. Tocmai atunci sună soneria. Este profesoara de acasă lui Yosuke. Ea conversează cu mama lui Yosuke, lăudând munca grea acestuia. Mai mult, ea sugerează că banii ar fi mai bine cheltuiți pentru copii decât pe articole inutile. În mijlocul acestei discuții apare Kosaka. El este cel mai bun prieten al lui Yosuke. El oferă generos o parte din banii săi de buzunar doamnei Yuriu, îndemnând-o să-i permită lui Yosuke să își finalizeze studiile cu ei. Apoi vorbește cu Yosuke, exprimându-și admirația pentru bunătatea profesoarei lor. El dezvăluie că profesoarea s-a apropiat de el, exprimându-și îngrijorarea pentru Yosuke și situația familiei sale. Aceasta emoționează pe doamna Yuriu și ea este de acord ca Yosuke să-și finalizeze studiile la această școală. Ea spune de asemenea că prietenii săi sunt buni și mândri că ajută pe alții. După aceea, domnișoara Rina îi cer lui Yosuke să vorbească și să spună tot ce i-a spus deja. Aceasta îl face pe Yasuko emoționat și exprimă cum mama lui a făcut viața mizerabilă după divorțul ei. El menționează de asemenea că mama lui cheltuie toate veniturile lui câștigate cu greu și nu se îngrijește de el sau de copii. A doua zi, Yasuko și Kosaka se întâlnesc cu Yugyuri. Ei își cer scuze și cer să le fie prietenă, marcând începutul unei noi prietenii. Mai târziu în acea noapte, Rina se deschide în fața soțului ei, își împărtășește sentimentele și dezvăluie că nu vrea să divorțeze de el. Ziua următoare începe pe 3 iunie 2023. Un nou elev se îndreaptă către liceul Horai. Pare foarte fermecător și fericit. De data atenția se îndreaptă către o tablă neagră cu un mesaj înfiorător. Omoară-o pe Rina. Aceasta provoacă șocuri în școală. Membrii personalului discutând despre mesajul deranjant. În timpul prânzului, Yugyuri aduce în discuție incidentul tulburător cu Rina. Totuși, Rina alege să-l ignore. Ziua e o întrostură mai blândă când Yugyuri prezintă Rinei pungi de pânză făcute manual de ea acasă. După amiaza, Sagara intră în clasă cu grupul său. După ce agresează câțiva elevi, se așează pe scaunele lor. Yosuko și Kosaka s-au separat de grupul agresor. Au arătat chiar intenții de a se lupta cu ei. Totuși, nu a avut loc nicio luptă reală. Atunci, Sagara întreabă clasa despre incidentul de dimineață și cine a scris acele expresii de groază pe tablă, dar nimeni nu vorbește. Iar Sagara menționează că cel care a făcut asta a fost foarte deștept, deoarece a primit camera de securitate. Totuși, Rina confruntă doi studenți de la inginerie, Mayomara și Hyugirashi, suspectându-i că au scris amenințările cu moartea. Totuși, aceștia rămân tăcuți și nu oferă niciun răspuns în clasă. Elevii încep să se răzvrătească și tensiunea este palpabilă la magazinul unde lucrează Yosuke, iar vestea despre amenințarea cu moartea Rinei se răspândește. Satome, managerul și elevii și-au exprimat îngrijorarea și dorința de a-și susține profesoara. Într-o întorsătură surprinzătoare, Rina îi aduce pe Mayumara și Higashi într-o sală de clasă pentru o conversație privată. Ea își exprimă suspiciunea legată de implicarea lor în amenințarea cu moartea, având în vedere inteligența lor. După câteva întrebări, elevii în sfârșit rup tăcerea. Mayumara mărturisește că au scris biletul din frustrare și față de comportamentul autoritar al Rinei. Ei spun că protecția excesivă a condus la alte grupuri de elevi să-i țintească. Rina răspunde cu o predicție. Le spune că munca lor este pe care să câștige locul 2 într-o competiție internațională pe 11 decembrie 2023. Totuși, ea avertizează că această realizare va fi subminată de cineva doar 4 zile mai târziu. Ea abordează de asemenea problemele lor de stimă de sine, încurajându-i să se afirme. Crede că afirmându-se pot aduce schimbarea pe care și-o doresc. Acasă, Rina trăiește un sentiment foarte pozitiv de la soțul ei. Le cere să împărtășească orice cu el, deoarece îl face fericit să o asculte. În ziua următoare are loc o dezvoltare semnificativă. Doi elevi din clasa Rinei
semnează o petiție profesorul Hayashi. Este o cerere semnată de toți elevii pentru schimbarea profesoarei lor principale. Vicedirectorul dezvăluie că petiția poartă semnăturile celor mai capabile elevi ai clasei, lăsându-l fără opțiune decât să înlocuiască profesorul. Rina este rugată să rămână acasă până la noi ordine. Cu asta ea pleacă cu un val de ușurare în clasă. Totuși Yoguri nu sărbătorește. Ea părăsește brusc locul și aleargă după Rina, iar Yoguri vrea să știe despre Rina, care renunță. Rina spune că pleacă deoarece prezența ei face pe elevi să se simte inconfortabil. Ea o însărcinează pe Yoguri cu responsabilitatea de a avea grijă de lucruri în absența ei. După școală, Mayumara și Higurashi se întorc acasă. În drumul lor, Mayumara se întreabă de ce sunt umiliți de atât de rău. Higurashi spune că asta se întâmplă pentru că este o școală. După absolvire, nu se vor mai confrunta cu asta deloc. Între timp, Rina se apropie de ei și le spune că vrea să vorbească cu ei. Le cere să ia atitudine și ea va fi complicea lor. Yoguri îi confruntă pe Akutsashi și Kochika, iar cei mai buni elevi care au inițiat petiția împotriva Rinei în bibliotecă. Ea îi întreabă dacă au acționat în numele grupului lui Sagara, iar Yoguri împațează cu disconfortul lor simțind același lucru înainte. Ea încurajează să se afirme și le oferă prietenia lor. Între timp, Sagara și Saketago au vizitat camera de club folosită anterior de Mayumara și Higurashi pentru cercetare. Ei găsesc camera goală. Când ajung Mayumara și Higurashi, este evident că nu au niciun interes să se împrietenească cu Sagara și Sagatago. În ciuda amenințelor din partea lui Saga, ei spun că nu-și vor schimba poziția. Într-o întorsătură de situație, două fete din grupul lui Sagara se apropie de Ukatsu și Kokiya, cerându-le să completeze un formular de conducere a școlii pentru a pune presiune suplimentară pe Rina. Cu toate acestea, ele refuză, dezvăluind că au retras deja petiția. Următoarea oră o vede pe Rina înapoi la catedră, predând ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În camera de pregătire a chimii, Rina, Yuguri, Okutsu și Kochiya sunt însoțiți de Hashizaki, care o laudă pe Rina pentru influența pozitivă asupra elevilor. El o laudă pe profesoară pentru comportamentul ei bun și pentru modul în care schimbă viețile elevilor săi. Înapoi acasă, soțul Rinei își expune gândurile despre divorț, atribuind problemelor stresului legat de munca lor. Își cere scuze Rinei și promite că nu o va părăsi. Rina face apoi dezvăluire șocantă, spunând că trăiește a doua sa viață. Rina și soțul ei stau la masă. Rina dezvăluie că trăiește a doua sa viață, o revelație de care se teme că l-ar putea face pe Rin se creadă că și-a pierdut mințile. Cu toate acestea, Rina acceptă cuvintele ei fără ezitare. Rina îl întreabă dacă nu crede că ea este nebună. Cu toate acestea, soțul ei spune că a văzut deja fotografiile elevilor ei cu date viitoare pe ele. Prin urmare, conceptul de viitor nu este complet străin. Rina încurajează pe Rina să-și împărtășească întreaga poveste, promițând să asculte cu atenție. Rina îi povestește despre moartea iminentă în viitor, provocată de unul dintre elevii ei. Își expune dorința de a-și trata elevii mai bine, sperând să schimbe acest rezultat sumbru. În mijlocul conversației lor apare Misato Inami, care este o elevă a Rinei din clasa a 3D. Este o fată vibrantă care nu găsește niciun calm în viața ei de acasă. Misato găsește alinare fotografiind luna și menținând o atitudine pozitivă în ciuda circumstanțelor sale. Interesant este că ea face parte din grupul rebel care susține fără de legile lui Sagara. Ren este foarte mișcat de povestea soției sale. Prin urmare, își promite sprijinul față de ea. Ca soț al ei, el jură să-i fie alături în fața provocărilor ce vor urma. Următoarea zi este 6 iulie 2023. Akutsu și Kochiya au devenit prieteni buni cu Yuguri și chiar decis să cumpere cărți împreună. Pe de altă parte, grupul lui Sagara este trist deoarece toate planurile lor au fost anulate. Ei își plâng soarta când cineva anunță la difuzor că Misato Inami este chemată la birou. Domnișoara Rina este cea care a chemat-o. Fără ocolișuri, Rina o întreabă pe Misato dacă o persoană pe nume Shugo Hamaka a invitat-o la o întâlnire. Rina îi spune să întrerupă legătura cu acea persoană, altfel îl va înjunghea cu un cuțit pe 31 august 2023. Totul este înregistrat pe telefonul mobil al lui Misato, fără ca Rina să știe. Scena se mută într-o cafenea unde Misato stă singură, redând o înregistrare a cuvintelor Rinei. Lucrurile spuse de Rina o fac să-și reconsidere deciziile și relațiile. Tocmai atunci, Suirai se alătură. El este un prieten de școală al ei. Ei poartă o conversație relaxată despre stilul lor de viață și se bucură de compania celuilalt. Mai târziu în seară, Rina discută situația lui Misato cu soțul ei. Speculează despre influențele negative asupra Misato și acțiunile sale viitoare. Ea îl va înjunghea pe prietenul ei, lucruri care ar putea deriva din sentimentul ei de neglijare de către mama ei. Această teorie pare a fi confirmată în următoarea scenă. Misato este acasă unde mama ei acordă atenție surorii mai mari. Acest lucru o face pe Misato să se simtă neglijată și rănită. Pe de altă parte, Yuguri merge la piață pentru a cumpăra cărți împreună cu prietenii ei, unde îl întâlnesc pe potențialul prieten al Misato, Suera. Ei merg să iau o gustare împreună. Între timp, Misato este și ea la un restaurant cu prietenii ei de școală. Ei o întreabă de ce este atât de tăcută. Misato le povestește despre discuții cu profesoara mai devreme în acea zi. Totuși, nu le spune totul deoarece nu vrea să pară ridicolă. După ce ascultă povestea emoționantă, prietenii glumesc și își bat joc de ea, rănind-o. Într-o turnură surprinzătoare a evenimentelor, Yugamori și prietenii vizitează restaurantul unde lucrează Yosuke. În timpul mesei, Rina sosește. Cu toate acestea, atenția este îndreptată spre Shugo Hamaka, potențialul
prieten al Misato Inami. Rina îl îndeamnă pe Shugo să-și încheie relația cu Misato, o sugestie care îl înfurie. Totuși, un mesaj de la Misato întrerupe conversația lor. După aceea, Shugo se grăbește să o întâlnească. Rina își îndreaptă apoi atenția spre Suera. Îl imploră să-l convingă pe prietenul său să rupă legăturile cu Misato, suspectând că este interesat de ea doar pentru banii ei. Rina chiar dezvăluie că Shugo va fi atacat după externarea sa din spital pe 4 septembrie. După câteva ezitări, Suera este de acord să intervină. Necunoscut pentru ei, întreaga lor conversație este înregistrată pe cameră. A doua zi, Rina se întâlnește din nou cu Misato în camera de pregătire a chimiei. Îi dă înregistrările care conțin vocea lui Shugo Hamaka. După ce ascultă mărturisirile îngrozitoare ale lui Shugo, Misato este rănită și părăsește camera plângând. La cafeneaua ei primește un mesaj de la Suera. El vrea să o întâlnească în parc. Îl încearcă și să înțeleagă adevărata natura prietenei sale și mărturisește dragostea sa pentru ea. Calendarul arată august, care este luna vacanței de vară pentru elevi. După vacanța de vară, Hashizaki arată filmările înregistrate de camera lui Yogimuri și prietenilor ei. Ghicește că profesoara trăiește un salt de un an. Cu alte cuvinte, ea trăiește același an de două ori. Noul an școlar începe pe 1 septembrie. Este momentul începerii examenelor de colegiu. Aceste examene vor dura o lună. Profesoara Rina anunță că va fi un festival cultural după examene. Clasa 3-a deorganizează o cafenea. Mai mult, vor gestiona și sala de gimnaziu. O pune pe Nika Mizuna responsabilă de sală din cauza activităților muzicale. Deși Nika nu este fericită, trebuie să-și asume această responsabilitate. Imediat ce părăsește clasa, o părăsește pe domnișoara Rina afară. Se pare că ea deja o așteaptă pe Nika. Rina încearcă să vorbească cu ea și spune că acest eveniment va fi anulat din cauza unei probleme necunoscute peste 28 de zile. Prin urmare, Miko trebuie să facă ceva pentru a evita acest lucru. În camera de pregătire pentru chimie, Hashizaki se întâlnește cu domnișoara Rina. Mai întâi vorbește despre festivalurile culturale. După aceea o confruntă despre a doua ei viață și spune că are o conversație ei pe laptop. Cu acestea, ea neagă acest fapt. Între timp vine unul dintre membrii personalului. El o îndeamnă pe Rina să se întâlnească în cancelarie. Acolo profesorii sunt adunați în jurul unui ziar. Știrea este despre Nika Mizuna, care a făcut ceva rău în timpul ultimului eveniment muzical. Fanii sunt furioși și o avertizează că vor ataca școala dacă Nika va participa la funcție. Directorul adjunct sugerează că nu ar trebui să o lase pe Nika să participe la festivalul cultural. Cu acestea, Rina este de acord cu asta. Ea își asumă responsabilitatea și asigură că totul va decurge bine. Văzând acest articol nou, Nika devine tristă. Ea vine la Rina. Îi spune profesoarei că nu vrea să participe la un festival cultural din cauza acestui lucru. Între timp vine Sato. Ea este managerul magazinului unde lucrează Yosuke. Ea are accesorii precum prosoape de mână care au fost comandate pentru festival. Acum Satome și Rina o ajută pe Mika să ia o decizie ușoară. Rina se asigură că va face tot ce poate pentru a se asigura că ultimul ei festival va decurge bine și fără probleme. Pe de altă parte, Sagara este foarte neliniștit. Nu vrea ca acest festival să aibă loc. Dintr-o dată scoate telefonul și sună pe cineva. Dă instrucțiuni la telefon cum ar fi să se miște în sus. Cu 9 zile înainte de eveniment, pregătirile merg bine. Noaptea, un grup de gangster sunt observați în afara școlii. Ei pătrund în școală și strug tot ceea ce au făcut elevii. Acest lucru întristează pe Nika, deoarece și ea toată vina asupra ei. Cu toate acestea, Rina o încurajează și o ridică pentru a lupta pentru drepturile ei. În clasă, Nika se ridică și oferă scuze publice. După aceea spune că îi place acest festival. Mulți oameni cred că nu este interesată să facă evenimentul lor cultural mizerabil. Cu toate acestea, acest lucru nu este adevărat. În plus, Mika spune că are un scop de a deveni cel mai bun artist din lume cu ajutorul Rinei. Mika spune că acest incident nu este vina ei și este gata să repare totul din nou. După explicații, toată lumea este fericită și gata să facă acest festival unul memorabil. În ciuda unor tulburări din partea grupului lui Sagara, evenimentul a mers destul de bine. Toată lumea participă conform rolului atribuit. Deși a fost un pic de îngrijorare deoarece nu era nimeni acolo să cânte la pian, cel mai bun prieten a gestionat această sarcină frumos. Mika primește o șansă să se deschidă și să vorbească despre viața ei. Ea spune cum toată lumea crede că este ciudată și nebună, dar ea are o viață de trăit și își va atinge scopurile cu orice preț. Ea îi mulțumește de asemenea Rinei, care a încurajat-o să facă acest eveniment memorabil. În cele din urmă, ea își cântă propriul cântec și emoționează pe toți. În final, Rina îl observă pe Shugo Hamaka în mijlocul incidentului anterior. Cu ajutorul camerelor de supraveghere din clasă, ea află cine este adevăratul vinovat din spatele acestui incident rău. Pe de altă parte, ea află și că Yuguro trăiește de asemenea a doua viață ca ea. De îndată ce festivalul cultural se termină, Yugiro se așează cu Kochiya. În timpul discuțiilor, Kochiya își exprimă sentimentele pentru Yugiori. Acest lucru îi deranjează pe amândoi. Cu ceea ce este, Kochiya fuge de la fața locului. După aceea, povestea lui Yugiori se repetă. Scena arată cum și-a petrecut viața în trecut. În viața anterioară a murit pe pod. Totuși, s-a trezit în camera ei. Era prima zi de liceu. Nu vrea să meargă la școală deoarece o enerva și o ucidea. Totuși, Yugiori trebuia să meargă la școală. A încercat să-și amintească toate evenimentele vechi. Cu toate acestea, nu și-au putut aminti comportamentul profesoarei Rina. Când Rina a confirmat data plecării ei de la școală,
Igori a devenit sigură că trăia și ea a doua viață. Noua ei viață era la fel de mizerabilă ca și cea veche. Voia să schimbe cursul morții ei. Totuși, Rina a interferat în viața ei și a schimbat-o în bine. Este 2 octombrie. Semestrul al doilea merge într-un ritm constant după evenimentul cultural. În timpul pauzei de prânz în camera de pregătire pentru chimie, Rina îi mărturisește și o confruntă pe Igori despre a doua lor viață. După ezitări, Igori acceptă că și ea trăiește a doua viață. Ea mărturisește că știe deja despre acest lucru, la fel ca Rina. După aceea, Rina spune că își schimbă clasele pentru că a fost ucisă de unul dintre elevii ei în trecut. Igori adaugă că le-a fost dată o a doua viață, dar nu va fi o a treia. Prin urmare, ar trebui să facă tot posibilul pentru a profita la maximum de viața lor actuală. Noaptea, acasă, prietenii lui Rina îi sărbătoresc ziua de naștere și își împărtășesc aspirațiile. Între timp, Rina doar își dorește să-și vadă prietenii din anul viitor. Este 3 octombrie. Cocia nu este în clasă astăzi. Deodată apare un duel între Sakota și Otelo. Din fericire, nu escaladează. Între timp, Sagara își părăsește scaunul și îi cere lui Yugiri să aibă o discuție privată. El își cere scuze față de Yugiri și spune că vrea ca lucrurile normale să revină în clasă. Totuși, Yugiri spune că nu va accepta scuzele lui pentru acțiune sale și pleacă. În cancelarie, Cocia solicită să-și ia zile libere pentru o perioadă incertă. Auzind asta, Rina decide să o viziteze personal pe Cocia. Întreabă despre sănătatea ei, deoarece nu pare bolnavă. Mai mult, va merge la facultatea ei preferată de drept anul viitor în februarie. În plus, Yugiri îi duce dorul în clasă. După ce a auzit toate acestea de la profesoara ei, Cocia explică de ce nu a mers la școală. Totuși a crezut că Yugiri s-ar putea să nu o placă. Prin urmare, nu a venit la școală în aceste zile. Spunând toate acestea, Cocia devine tristă. Începe să plângă. Totuși, Rina o consolidează și o încurajează. Ea spune de asemenea că exprimarea sentimentelor unei persoane necesită timp și curaj. Ascultând asta, Cocia spune că vrea să știe sentimentele lui Yugiri despre ea, pozitive sau negative. A doua zi, Rina o cheamă pe Yugiri și spune că vrea să se întâlnească cu ea. Cocia este deja prezent în camera de pregătire pentru chimie. Rina le lasă pe amândouă singure. După aceea, Cocia își cere scuze pentru comportamentul ei incomod. Totuși, Yugiri îi cere să nu fie incomodă, deoarece și-a exprimat deja sentimentele în viața trecută. În viața anterioară, i-a respins sentimentele. Totuși, respectă sentimentele de această dată. În plus, îi mulțumește lui Cocia pentru că a fost alături de ea tot timpul. Toate aceste discuții le fac fericite pe amândouă. După întâlnire, Yugiri se întâlnește cu Rina și oferă o pungă surpriză cu un desen cu Yugiri și Rina. Există de asemenea un card de memorie în pungă. Are înregistrarea lui Yugiri. În videoclip spune că mâine este ziua în care își va încheia viața din trecut. Acum nu simte că vrea să trăiască din nou. Prin urmare, a înregistrat acest videoclip pentru ca Rina să-și amintească de Yugiri pentru totdeauna. În timp ce videoclipul rulează, Rina părăsește camera în căutarul Yugiri. Pe de altă parte, Yugiri găsește o bucată de hârtie în dulapul ei. Spune să se întâlnească pe coridor după școală. Merge la locația marcată. În timp ce Rina o caută pe Yugiri în școală, ea este la podul de oțel. Se luptă cu o persoană necunoscută pe pod și în timpul acelei lupte a fost împinsă spre sol și a murit. De îndată ce Rina ajunge la fața locului, găsește un cadavru lui Yugiri. Plină de tristețe, plânge și jelește. Își dorește ca această viață să înceapă din nou. Dar așa cum a menționat, Yugiri nu va exista o a treia șansă. Au trecut 3 zile de la moartea lui Yugiri. Moartea a devenit un mister pentru toată lumea. Media pune întrebări și învinovățește școala pentru moartea lui Yugiri. Școala a fost închisă acum. Școala este închisă în dimineața zilei de 7 octombrie. Există o agitație în cancelarie, deoarece primesc continuu apeluri care întreabă despre cauza morții lui Yugiri. Totuși, nu au niciun indiciu. Rina este acasă. Este o imagine a tristeții și a durerii, deoarece moartea lui Yugiri a afectat-o. Nu era doar eleva ei, ci și cea mai bună prietena ei. Deodată, cineva bate la ușa ei. Ușa se deschide și soțul ei vine cu un bol de supă. Totuși, nu are nicio intenție de a o mânca. Soțul ei îi amintește despre mormântarul lui Yugiri care va avea loc în seara asta. La locul înmormântării vede un panou care menționează numele lui Yugiri. Rina își amintește că acesta este acel scenariu pe care l-a văzut deja. Mama Rina o vede la ușa casei și o cheamă înăuntru. Îi mulțumește Rinei, care a fost întotdeauna acolo pentru Yugiri. Mama este de asemenea îngrijorată cu privire la motivul pentru care Yugiri a murit într-o zonă restricționată. Totuși, nimeni nu are încă un răspuns la această întrebare. După ce se întoarce acasă, îi pune aceeași întrebare soțului ei. Este 10 octombrie. Poliția a declarat moartea lui Yugiri ca fiind o ucidere. Rina se întâlnește din nou cu mama lui Yugiri și promite să găsească ucigașul. După aceea merge în cancelarie. Acolo toți profesorii așteaptă. Rina le arată videoclipurile pe care le-a înregistrat la începutul acestui an. Acestea sunt aceeași clipuri în care colegii de clasă i-au impus lui Yugiri restricții la 3 materii. După ce arată clipul, Rina încurajează pe angajați să creadă că moartea lui Yugiri este un accident. În clasă, Rina îndeamnă pe toți să nu uite de moartea lui Yugiri. Ea spune că au instalat camere în sala de clasă. Mai mult, Rina vrea ca toată lumea să ia atitudine în această cauză și să îi spună cine este alături de ea în această situație dificilă. În acest moment emoționant, mulți elevi se ridică. Ei sunt prieteni lui Yugiri și doresc de asemenea să
afle cauza morții lui Gheorghe. Cu acestea, unii elevi menționează că nu vor să știe cauza. Îi spun că nu vor face parte din aceasta dacă o astfel de investigație le afectează oportunitățile. Prin urmare, profesoara Rina pune decizia investigației în seama conducerii școlii și suspendă cursul. Totuși, Cocia aleargă după profesoară. Ea îi asigură sprijinul total. Ce o șochează pe Rina este când Cocia o întreabă și despre viața ei trecută. O întreabă dacă s-a mai întâmplat asta în viața ei anterioară. Amândouă de ce să trăiască viața pe care Yoguro a cerut-o mereu? Toată lumea este confuză cu privire la această chestiune. Ar trebui să declare că este un accident sau să continue investigația. Directorul este în favoarea declarării ca fiind un accident. Cu acestea, Rina dorește o investigație asupra acestui caz. Discuția are loc și în clasă. Unii elevi doresc o investigație. Totuși, alți elevi doresc să încheie acum acest subiect. Între timp, toți membrii personalului intră în clasa 3D. Ei vor anunța decizia lor deoarece s-au hotărât în clasă. Vicepreședintele declară că doar adulții vor continua această chestiune. Nu va exista nicio implicare din partea copiilor. Reprezentanții mass media sunt prezenți în sala de ședințe. Ei doresc o concluzie finală din partea școlii asupra acestei chestiuni. Vicepreședintele este aici pentru a anunța răspunsul final din partea școlii. În fața presei, vicepreședintele spune că li s-a spus că a fost un accident. Totuși, școala crede că aceasta este o concluzie prematură. Ei doresc să afle motivul din spatele morții lui Yoguro. Mai mult, el menționează că nimeni nu ar trebui să facă speculații despre concluzii, deoarece acestea pot afecta viitorul elevilor. Dacă cineva are ceva de spus, poate veni să vorbească cu el personal. El își asumă responsabilitatea de a gestiona școala de acum înainte. Noaptea, Rina merge acasă. Imediat ce intră, începe să plângă în timp ce îl îmbrățișează pe soțul ei. Ea spune că nu poate fi un accident deoarece Yoguro își trăia viața din plin. Ea vrea să știe motivul. Pe de altă parte, Hashizaki vine la Cocia și îi arată filmarea. Videoclipul arată un băiat care este același care i-a asistat într-un pub înainte de festival. Rina se întâlnește cu mama lui Yoguro și îi asigură sprijinul total în partea școlii. Mama îi devine emoționată și își împărtășește trecutul cu Rina și îi spune cât de mult o iubește, iar mama menționează de asemenea că a trăit cu soțul ei într-o zonă îndepărtată înainte de a deveni în acest loc. Apoi cere o favoare de la Rina. Ea spune că nu contează cine a ucis-o pe Yoguro și că ea vrea să știe de ce Yoguro a mers în acel loc și ce făcea în acea zonă abandonată. A doua zi, toată lumea o susține pe Rina. Ei vor de asemenea să afle cauza morții. Când începe ora, Segara și Sakota intră în sală. Toată lumea se uită la ei. Între timp, Cocia se ridică și îl întreabă pe Segara dacă este prietenul lui Shogu Hamaka. Îl întreabă asta pentru că Hamaka a fost văzut în locul respectiv în ziua în care a murit Yoguro. După aceea arată filmarea de pe camera de supraveghere pe care Hashizaki o găsise cu o noapte înainte. Între timp și Rina a văzut acea filmare. Toată lumea din clasă îl bănuiește pe Segara deoarece este unul dintre cei mai buni prieteni al lui Shogu. Mai mult, Shogu își petrece cea mai mare parte a timpului la casa lui Segara. Lucrurile escaladează, iar un elev îi apucă pe Segara de guler. Totuși, Rina intervine și le cere tuturor să se calmeze, dar Cocia crede că este mult mai aproape de criminal și vor să confirme asta cu Segara. Și când îl întreabă pe Segara dacă este vinovatul în spatele morții lui Yoguro, el acceptă. Toată lumea este domerită și tulburată. Când clasa cere explicații suplimentare, Segara spune că nu poate explica și pleacă din clasă, iar Rina îl urmează. El roagă să vorbească dacă are ceva pe suflet, deoarece acest lucru va ajuta la rezolvarea acestui caz. Totuși, Segara este foarte enervat din cauza incidentului. Nu vrea să vorbească despre această chestiune cu nimeni. Pe de altă parte, Misato Inami îl sună pe Shogu. Imediat ce răspunde la telefon, el confruntă și întreabă de ce a fost la școală în ziua în care a murit Yoguro. Îl întreabă și despre relația lui cu Segara. La a doua întrebare, el răspunde că Segara este unul dintre cei mai apreciați prieteni ai săi. El menționează de asemenea că Segara nu are nimic de a face cu moartea lui Yoguro. Mai mult, spune și că a atacat clasa cu a zi înainte numele lui Segara. Acest lucru a șocat-o pe toată lumea la restaurantul unde lucrează Yosuke. Toată lumea este îngrijorată. El crede că Segara este principalul vinovat, deoarece a avut de asemenea relații proaste cu Yoguro. Noaptea, Rina merge la casa lui Segara pentru a asculta. La început, el se comportă nepoliticos cu ea. Ea menționează cum Segara a trecut prin durerea morții mamei sale. Prin urmare, este aici să-l ajute. Cu toate acestea, ascultând toate acestea, Segara devine și mai furios și începe să țipe la Rina. Dar ea încearcă să-l consoleze. După un timp, Segara vorbește. El spune ce cred ceilalți despre el și ce este el de fapt. Nu-i place să îi intimideze pe ceilalți. Totuși, a fost făcut astfel de către oameni. În acest moment, Rina îl confruntă și îl întreabă de ce, în ciuda faptului că a rănit pe alții, nu s-a oprit. De ce continuă să se prefacă cu un zâmbet pe față că toate acestea nu contează? După ce a ascultat asta, Segara devine enervat. El îi spune Rinei să tacă. El întreabă dacă Segara este cu adevărat interesat să se schimbe. El ar trebui să apară mâine pentru a-și îmbrățișa slăbiciunile. A doua zi, Segara vine la clasă târziu. El spune că Yoguro și-a dorit întotdeauna să schimbe mediul clasei. Prin urmare, ar fi putut merge în acel loc pentru a schimba mediul. Mai mult, el spune că nu este vinovat de moartea ei.
Când este confruntat în legătură cu evenimentul de festival, culturalele acceptă că a fost din cauza lui. A făcut toate acestea pentru că era gelos pe clasă. Sagara menționează chiar că i-a cerut lui Yuri să-l ierte pentru că dorea să schimbe atmosfera, dar ea a refuzat să-l ierte. După aceea își cere scuze public întregii clase. Între timp, Sakota se apleacă și el și cere iertare, deoarece este la fel de responsabil pentru toate acestea. Pe rând, fiecare prieten lui Sagara și-a cerut scuze clasei. Acesta a fost cu adevărat un moment emoționant. După aceea, Sagara și Rina merg la casa lui Yuri. Aici, Sagara și extinde scuzele către mama lui Yuri. În final, Sakota și alți colegi prind o persoană și percheziționează casa lui Shugo pentru a-l confrunta. Sakota și prietenul lui stau în camera lui Shugo. Ea urmărit locația lui Shugo și vor să-l confrunte. Fiind furios, Sakota vrea doar să știe motivul din spatele crimelui Yuri. Shugo spune că a făcut acel act deranjant înainte de evenimentul cultural. Cu toate acestea, el nu a fost motivul morții lui Yuri. El dă vina pe Nishino, iar ea este de asemenea una dintre colegii de clasă care a tachinat-o pe Yuri în trecut. Shugo mai menționează că era la școală doar pentru a o întâlni pe Nishino. El nu a fost vinovat de moartea lui Yuri deloc. Această știre a fost transmisă profesoarei Rina. Ea discută și ea întregul caz soțului ei și îi arată teama că Yuri a mers în acel loc pentru că dorea să protejeze ceva. Cu toate acestea, Rina spune că a mers pentru că era prea puternică pentru a se abține din cauza fricii. Este 16 octombrie. Mama lui Yuri vine și ea la școală. Ea vrea să viziteze locul unde s-a întâmplat incidentul și vrea să-și înfrunte teama. După aceea, Rina merge în clasă. Cu toate acestea, observă că Nishino, Nobe și Nakazuno sunt absenți. Întrebând, elevii spun că sunt absenți astăzi, dar Rina era îngrijorată pentru ei și vrea să-i găsească înainte să se întâmple ceva rău. Prin urmare, aleargă din clasă în căutarea lor. Între timp, îl sună pe vice-director să aibă grijă de clasă. Toți din clasă sunt hotărâți să-i găsească pe toți cei absenți. Prin urmare, vor crea un chat de grup și vor discuta acolo fiecare raport. Pe de altă parte, Keio Katsumi observă niște fete purtând uniforma școlii în clubul de bowling. Imediat o sună pe Rina. Toate cele trei fete își blestemă norocul. Ele regretă decizia pe care au luat-o în trecut. Prin urmare, decid să pună capăt tuturor acestor lucruri. Ele urcă pe o clădire și decid să comită ceva de necugetat. Cu acestea, câteva fete din clasă ajung la destinație chiar la timp. Ele le imploră să se oprească și să coboare. Le conving să nu sară și le salvează. Între timp, mai mulți elevi ajung acolo. Cocia le cere să se oprească și să coboare. Când toată lumea ajunge în clasă, Rina îi sfătuiește să nu mai facă asta niciodată în viață. După aceea, îi îndeamnă pe elevi să discute cu ele numele lor. Mai mult, ea nu va interveni și va lăsa elevii să facă ce vor ei. Unul dintre elevi a întrebat dacă ei au fost cu adevărat vinovați de moartea lui Yuri. Ascultând această întrebare, Nishino începe să vorbească. Ea a spus că a făcut toate acestea cu ajutorul lui Shugo. Mediul clasei se schimba și nu putea suporta asta. Shugo a spus că a pus o cameră în sala de pregătire a chimiei și a înregistrat conversația dintre Yuri și Kochia. Apoi l-a îndemnat să folosească acest lucru pentru a-și lua revanșa asupra lui Yuri. A chemat-o pe Yuri în acel loc, iar ea a venit acolo singură. Karachi adaugă că au pus hârtia în banca lui Yuri. Ea era o fată cu inimă bună care dorea să aducă o schimbare pozitivă în viața ei. Nishino continuă să-i arate lui Yuri discul cu toate conversațiile secrete. Cu toate acestea, Yuri a spus că nu-i pas de secret. Când Yuri a aflat că acest secret poate afecta viața lui Kochia, s-a tulburat. După aceea, Yuri a încercat să ia înregistrarea. În acea luptă s-a împiedicat și a căzut de pe pod. Toată lumea din clasă este acum tristă după ce a ascultat asta. După aceea, Rina se ridică și spune că nu-i va ierta niciodată pe Nishino și prietenii ei. Ea încurajează și pe ceilalți să nu ierte. În timpul acestei conversații, mama lui Yuri deschide ușa și intră în clasă. Ea spune că a ascultat deja ce s-a spus acolo. Imediat, toate cele trei fete se apleacă și își cer iertare. Mama menționează că nu ar trebui să-și ia viața așa cum aveau de gând. Adaugă că nu le poate ierta sau uita pentru ceea ce au făcut. Cu toate acestea, ea nu vrea nici să-și piardă viețile ca Yuri. În cei în urmă, ea spune că nu trebuie să uite pe Yuri în viața lor. Între timp, Rina le duce la poliție pentru a explica situația. După un timp, lucrurile încep să revină la normal. Totul se remodelează. Cu toate acestea, scaunele celor trei fete și a lui Yuri sunt goale. Mai mult, există încă un mare pericol. Rina încă nu știe persoana din spatele crimei ei. În cei în urmă, moartea lui Yuri a devenit o amintire pentru elevi. Cu toate acestea, elevii pun o floare pe biroul ei. Nu vor să-și uite frumoasa colegă de clasă. Este 18 octombrie. Cele trei fete sunt acum permise să participe la curs după ceva interogare. După o decizie finală pe 20 noiembrie, instanța de familie elimină toate acuzațiile de pe fete și le declară nevinovate. Semestrul se apropie de sfârșit. Elevii își decid acum viitorul. Ei vin la biroul lui Yuri și arată planurile lor de viitor. Timpul trece într-un ritm constant. Acum mai sunt 2 zile până la ceremonia finală de absolvire. Rina se teme de viitor, cu toate acestea soțul ei a spus că nu se va întâmpla nimic. Cu o zi înainte de ceremonia finală, profesorii au o întâlnire finală pentru a decide ziua de mâine. Seara, Rina merge la restaurant pentru a petrece momente prețioase cu prietenii și pentru a sărbători ceremonia sa. După aceea petrece timp cu soțul ei acasă. După câteva discuții, Rina merge la culcare. Este 24 martie, ziua ceremoniei de absolvire a sosit. Rina se trezește dimineața și salută soțul. El pregătește micul dejun pentru ei. În timp ce au micul dejun, soțul ei împărtășește planurile lui de viitor, deoarece sunt căsătoriți de 5 ani. Vrea să meargă undeva
ceva pentru a petrece timp împreună. Cu acestea, Rina se gândește la altceva. După ce îi vede fața tristă, bărbatul spune: "Nu arăta atât de mizerabil în timp ce asculți vorbele mele despre viitor. Vei trăi. Mai mult, el menționează că vei fi mereu cu mine în viitor." Rina vorbește despre ceea ce vrea să înfrunte astăzi. Îi spune de asemenea soțului că au fost divorțați în viața lor anterioară. Rina menționează că vor rămâne mereu așa pentru totdeauna. După aceea, Rina își exprimă dragostea pentru soțul ei. Rina este acum în clasă. Felicită toți elevii pentru succesul lor la absolvire. După aceea încheie ora și merge în același loc unde a murit anterior. Deodată cineva vine și încearcă să o împingă pe Rina. Cu toate acestea, ea îl prinde și îl oprește. Este Hashizaki care încearcă să o omoare. Rina spune că trăiește a doua ei viață și în prima ei viață a murit în acest fel. Hashizaki spune că încă o poate împinge. Cu toate acestea, Rina îi arată paturile de flori pe care Yoguri le-a instalat de ambele părți ale podului pentru a proteja în viitor. Apoi Hashizaki întreabă de ce nu l-a oprit la începutul semestrului. Rina răspunde că nu i-a văzut clar fața în trecut. Cu toate acestea, natura lui lipsită de emoții și misterioasă a făcut-o să aibă dubii. La ore a observat că este o persoană serioasă care nu ia în serios viețile altora. Rina adaugă că după ce o va omorâ, se va omorâ și el. În urmare, este aici doar pentru a-l vedea și îi spune să nu se omoare. Hashizaki întreabă de ce crede că ar trebui să trăiască când nu dorește nici viață, nici moarte. Rina spune că Yoguri a fost întotdeauna așa. După aceea s-a schimbat în bine. Apoi Hashizaki își împărtășește povestea de a fi o persoană misterioasă în viața sa de școală elementară. Toți se uitau la el ca la o persoană periculoasă. El adaugă că viața lui a fost ca la un televizor alb-negru, fără culori și distracție. Cu toate acestea, acest lucru l-a schimbat cu adevărat. A adus culoare în viața lui. Întreabă dacă ea a fost cea care a schimbat-o. Apoi Hashizaki face o afirmație îndrăzneață. Este cel care i-a spus lui Shugo despre Nishino pentru că dorea să aducă o schimbare în viața sa. Cu toate acestea, acest incident a dus la moartea lui Yugi și nu a dorit asta. Prin urmare, a găsit videoclipul cu Shugo și l-a dat clasei. Spune că întotdeauna a vrut să se schimbe, dar nu știa pentru cine ar trebui să se schimbe. La final, îi spune Rinei o întrebare ciudată. Va muri cu el? Cu toate acestea, Rina neagă asta. Spune că va face tot posibilul să facă viețile elevilor ei mai bune, dar nu poate să încheie astfel. El încurajează pe Hashizaki să creadă în el însuși și că poate realiza lucruri mărețe. Cu toate acestea, el nu înțelege vorbele profesoarei sale și sare peste balustradă. Rina se mișcă înainte și îi prinde brațul. Nu vrea ca el să moară. Între timp, elevii văd scena și se grăbesc sub pod. Prinderea Rinei începe să slăbească pe mâna lui Hashizaki. În timp ce îl zâmbește, cineva apar la fața locului. Îl prinde de braț pe Hashizaki și îl trage. În acest fel, salvează viața lui Hashizaki. Între timp, toți elevii ajung pe pod. Sagara spune că știa deja că va face ceva. Prin urmare, a adunat elevii și a ajuns acolo. În timp ce elevii pleacă de la fața locului, Rina vine și ea din urmă. În acel moment, se aude un zgomot surd și Shugo înjunghe pe Rina cu un cuțit. Într-o scenă palidă, vocea Rinei erupe și a închide ochii. Mulțimea se năpustește asupra atacatorului și îl prinde. Se cheamă o ambulanță și Rina este dusă de urgență la spital. După îngrijiri intensive, Rina deschide ochii. Toți se grăbesc către ea și devin fericiți după ce o văd. Rina felicită pe toată lumea pentru absolvirea lor.